Pentru prima oară, un studiu a descoperit spații perivasculare mărite în creierul unor pacienți care suferă de migrene. În cazul oamenilor care suferă de migrene episodice și migrene cronice, apar schimbări semnificative în spațiile perivasculare ale regiunii din creier, numite centrum semiovale, a explicat unul dintre autorii studiului. Aceste schimbări nu au mai fost raportate până acum, a adăugat cercetătorul. Migrenele sunt o tulburare neurologică des întâlnită. Fiind asociate cu dureri de cap intense, migrenele afectează adesea doar o parte a capului și pot fi extrem de dureroase, iar unele persoane simt de parcă le pulsează o anumită regiune a capului. Migrenele sunt însoțite de asemenea de sensibilitate la lumină, sunete, precum și de greață și vărsături. Aproximativ 148 de milioane de oameni din întreaga lume suferă de migrene cronice. Echipa de cercetare a folosit un aparat RMN Ultra High Field 7T pentru a studia legătura dintre migrene și spațiile perivasculare mărite. Cercetătorii au comparat scanările pentru a vedea modul în care diferite tipuri de migrene pot duce la schimbări microvasculare structurale. Rezultatele analizelor au dezvăluit că numărul spațiilor perivasculare mărite din centrum semiovale, zona centrală a substanței albe, a fost considerabil mai mare la pacienții cu migrene față de oamenii care nu sufereau de migrene. Mai mult, cantitatea spațiilor perivasculare mărite a fost asociată cu o severitate a hiperintensității substanței albe la pacienții cu migrene. Am descoperit că, atât pentru migrenele cronice, cât și pentru cele episodice, spațiile perivasculare au fost mai mari în centrum semiovale, au explicat oamenii de știință. Lesiunile asupra substanței albe au fost asociate în mod semnificativ cu prezența spațiilor perivasculare mărite. Asta sugerează că schimbările din spațiile perivasculare pot duce la dezvoltarea ulterioară a mai multor lesiuni ale substanței albe, arată noul studiu.